Lucrările de reamenajare a grădinii botanice au început acum o săptămână. Probabil săptămâna viitoare o să avem finalizate o parte din alei. Probabil până la jumătatea lunii iunie, craiovenii dornici de mișcare, de jogging, pot să vină să facă o chestiune care părea de neconceput în urmă cu ceva vreme, și anume să alergi în grădina botanică, să vii să plimb copilul cu un cărucior. După ce se va finaliza partea de infrastructură, în luna iunie se va trece la montarea mobilierului urban. Ceva mai dificil va fi însă în ceea ce privește vegetația. Vedeți dumneavoastră cum arată, pentru că ani de zile personalul care s-a ocupat a fost extrem de puțin, probabil va mai dura o vreme până reușim să așezăm totul așa cum ne dorim. Reprezentanții primăriei Craiova spun că au în plan amenajarea mai multor zone verzi din oraș. Primele vor fi părculețele din fața Colegiului Național Elena Cuza și Pușkin.